am cumpărat produse ca să facem mâncare pentru sărbătorile pascale. Aici avem pâine integrală, uscată. Am cumpărat mama banane, susan, portocale, acolo avem castraveți. Cașcaval, vom pune la masă. Ardei. Ce vrei să faci? Ardei umpluți, ok. Iar un cașcaval. Ce mai avem noi? Roșii la salată. Sau vom pune așa legume pe masă. Salam. Și lancimita. Da. Încă un fel de salam. Ardei roșii, iată așa mai lungi, nu știu pentru ce, mămica știe. Varză chinezească, salata noastră preferată, cu porumb dulce. Pâine. Încă o pâine și ardei luat și galbeni, da? Da, și galbeni. Brânză, Philadelphia. Avem câteva zile de sărbătorit, așa că luăm sfii. Avocado. Salam. Pentru salată. Olivier, da. Este preferatul nostru. Și? Praf de usturoi uscat. Maioneză. Iar avocado. Iarăși avocado. Iarăși maioneză. Iarăși... am crezut că e usturoi uscat. Condimente pentru cartofi la cuptor, lancemit, sare de Himalaya, kefir, tăticu cu iubești kefirul? Da. Iubești băieții, nu? Da, toți au dat de gust. Semințe pentru salată. Mix de semințe, 7 semințe. Și? Aici condimente, iar ardei. Pentru fasole. Oțet de vin alb. Super. Ce-i cu un ceai? Seclă roșie pentru salata șuba. Da. Iar un bucat de salam. Salam. Altfel. Și condimente. Și iar condimente. Și am luat, iată așa, platou. Ardei umpluți cu brânză pentru un platou. Vom face și un platou. Și acestea sunt cumpărăturile pentru toată familia noastră. Bunica, câți membri suntem? Și așa platouri. Și așa 15 cu fietele care să vii. Așa. Vom fi 15 persoane, da? Da. Ok. Cu trămipoatele care începem. El nu mănânc, bunica. Toate aceste cumpărături, iată, în Moldova, au fost la preț de $150. Plus și acest ulei, am uitat să arătăm, a cumpărat mămica și tăticul și ulei. Iată aici avem, câți litri mamă aici? Nu văd, 3 litri aici și aici 6 litri, da? În ajun de sărbători, noi obișnuim să mâncăm aici la părinți și mama pregătește o rață umplută. Măruntaile le-am tocat cu ceapă. Noi încă suntem la bunica și trebuie să ungem tortul. Să facem eclerele. Cristina s-a încărnisit și la găini a venit în coteț să măture. Dacă îmi dai să mănânc tort, are energie. De la dulce. Aici ținea așa o măturătură frumoasă. Mulțumim, Dani. Dar Miela strânge aici hârtiile din ogradă. Mai poți, mămica? Iată acolo, mămic, hârtii, mămic. Iată, mămic. Vin aici, Miel. Ia uite aici jos. Hai, strânge. O strângi? Da. Bravo, mămic, bravo. Aia? Da. Aia? Nu, asta nu, mama, asta nu. Asta? Da. 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 Da, pune acolo, mămic. Da, arunc-o. Așa. O grada la găini este foarte mare. Da, dar acum au căzut și fructele verzi care uscate, crengi. Vrem să facem ordine și în coteț, mă truia. Dani tunde iarba și toată familia în acțiune. Facem ordine și la găini. Iată, împreună cu Cătălina. Să n-a închis găinile, că este frică, da? De cocos. Ați acolo, nu ieșiți, că vă închid poarta. Dau drum.
unde e. E foarte tare. Gata, au ieșit. Iată, am aturat. Ei se tem de tine, dar tu te tem de ei, na? Și la Cristina este curat. Deja va strânge acum și totul. Dar eu nu știu cum de nu mă tem de postă, ca tare mă țineam de postă în ea. Asta da la o parte. Mela, nu-i voi să te apropii, mămic, să nu te ciupească. Ai grijă, Mela, să nu te ciupească, mămic. Gata, m-am apropiat tot. Este curat, frumos. Și în curtea lor este curat totul. Dani tunde iarba în livadă. Tare frumos și un aer așa proaspăt. Miroase aer proaspăt, a iarbă. Așa-i? Adriana pregătește cartofii. În umplutură mămica a folosit ficatul, pipotele și inima, da? Da. Ceapă. Ceapă, piper negru, sare. Am uitat să spun, pâine am pus. Da, Melanie aici mănâncă un piure de fructe. E bun, mămic? I-a ajutat bunica, a dus toate hârtiile. La rață avem și cartofi. Adriana vrea așa mai mâșcățile. Zilele astea am muncit la noi acasă, acum am venit să ajutăm părinții, pentru că gospodăria lor este mare și nouă ne place așa să ne unim forțele. Cum spunea tăticul, unde sunt mulți, puterea crește și mai repede termin lucrul și este și mai interesant. Este seară, dar noi lucrul abia l-am început. Astăzi ne-am odihnit un pic, am mai și filmat. Iată aici, ducem pământul ăsta cu murdărie. O roabă deja este plină. Radu, e curat acum, așa-i? Radu spune, putem spălăm podeaua. Spălăm pe jos. Iată cușca pentru Dodo, tăticul eu împrumut aici, tăticul creștea rățuștele. Ei, cușca! E niște găinușe patice și iată el vin la culcare. Cânt foarte frumos cu coșii. Mămica a ieșit cu Loris afară la plimbare. Mămica cum? Nepoțica? Super! Nepoata crește pe ce trece. Cum se duc ele la culcare? Se urcă pe acoperiș. Unde v-ați urcat? Frumoaselor! Iată șeful casei. Ele au metoda lor. Dani și-a colorat cerușile în culoare verde. O fetiță gară, o fiță murdară toată. Ce-ai mâncat, Miela? Gata, vecinul a terminat lucrul. Eu mă duc să verific. Să vedem cât de frumos cu abonații, să verificăm. Foarte frumos e acum. Miela, zi tu, e mai bine acum? Acum e cu mult mai bine. Loris nu vrea să doarmă. De când am născut-o, vremea este prielnică și cu bebelușa mai mult stăm afară decât în casă. Iată, deja se mișcă, auzi vocea mea și deja e activă. Ce, mami? Ce nu-ți place? Mămica n-a ajuns de sărbători, s-a apucat de prășit. Aceasta este curtea mamei. Tare îmi plac florile multianuale, mami. Dar trebuie să mai îmbogățim grădina, să punem flori multianuale totuși, așa? Da, da. Sau florile din alea care cad semința și se mulțesc, că avem și din astea. Iată, acestea sunt multianuale. Acest copăcel. Și iată, în această parte, habuți le-am pus verdeață. Parcă un fel de papură. Acest trandafir și acel de acolo crește ca un copac. Acesta e galben și acela este orange. Avem trandafirași albi. Iată așa înfloresc. Doar culoarea este albă. Avem și un roz. Mam, dar de ce ai pus brăduțul ăsta aici? Cât e de frumos! El o scrie ca bradul înalt, da? Nu știu, el e puiet. Dar trebuie scos, mam, de pus în altă parte. Da, apa să-l punem în altă parte. Dar e priește aici, vezi? Da, și uite-te ce frumos a făcut. Era micuț. Așa de frumos. Era micuț. Vreau și eu brad acasă. Ai grijă, bine filmez, hai. El nu-ți vrea filmat. Miela, nu se poate într-un plelic. Da, fugim după el că a luat bicicleta lui Albert. Copiii la țară. Mașina vine, da?
Miela nu se poate în drum cât de ascultătoare, nu calcă deloc în stradă. Iată și vecinii. Așa se opresc vecinii și vorbesc. Miela, ne duci la mami, zicem ce faci mami, mergi cu mine, hai. Miela mă strigă Kiki. Zi Cristina. Cum? Zi Cristina, te rog. Kiki? Ehehe. Vin și fetele la magazin. Ce ai cumpărat? Am luat scrumbii pentru salată șubă. Șuba. Și am luat ciocolată neagră mie. Că eu n-am voie ciocolată. Da, asta pentru ce? Sucuri pentru familie la mâncare. Rățușca noastră un pic s-a copt. Nu, ne place că tare mâncarea așa mai... Rața umplut cu cartofi. Arsă. Dai bunta de gojoi? Acum și băieții. Primei plămânți. De puțite. Noi și Rala. S-a adunat toată familia. Toți ca furnișile. Gata, ora voastră trecut. Am venit pe... Îți flămânzi, tătic, îți flămânzi gineri. Cel mai bună e... Atât de frumoasă a fost astăzi Loris la biserică. Am îmbrăcat-o în roz. Dentița ca Suzeta, rochița este roz cu un mov, așa. Azi hai să trezește păpușica mea. Unde te-ai urcat? Dă-te jos, Ernest. Dă-te jos. Ce vrei să fac? Nu spați mânăcireșul verzi. Iată așa floare frumoasă de cameră am primit. Eu iubesc florile de cameră. Uite-l are pe ochi, cafeluță. Și uite-o la știri, da? Yeah. Un concediu. Al doilea un concediu. Eu o pățesc pe Loris de această bună. Cât pe ce să scapă zis. Nu-ți mai dau voie. Nu-ți mai dau voie, înțeles? Nu-ți mai dau voie. La noi bucătăria oficială este deschisă, mamica pune totul pe masă, să facă cu platou frumos. Hainele tale sunt la tăticu. Tare periculos să venim mâncăcioasă. Așa îmi place cum totul e tăiat, repartizat, doar spui maioneza și gata să le țica. Cine asta a făcut? Cătălina? Da. Trandafiraș! Mamica amenajează frumos trandafiraș și aici pe platou. Nu am pus mult castravete pentru că nu toți iubesc sărat, dar nici nu avem. Mamica a spus că la platou trebuie castravete. Maioneză. Asta e slănină de casă. Așa, Bela, așa. Așa, gospodină. Dar unge pâinea uscată, mamica uscată, iată pâine, cu condimente, cu ulei. Radu și Cătălina au fost responsabili să facă salata Olivier. Da, a rămas și a rămas mie. Aha. Standard, da? Radu astăzi este chelner. Miela, nu? Nu. Eu am grijă de Miela. Pentru că Miela este o bună cam periculoasă pentru Loris. Iată! Și salata șuba. Dă-i pace, Miela, te rog. Miela e bună lui Loris. Fotbaliștii! Ați jucat fotbal? Nu, nu sunt fotbalistă, judocat. Judocat? Dar de ce ești îmbrăcat în haine de fotbalist? Vine și Ierni! Ți-ai foame? Spală mâinile! Iarăși fotbalist! A venit și tati. De ce ești imagine ca ieri? Kvas! Kvas de script, Sprite! Alt sticlă! Cum alt sticlă? Am luat kvas de la... Dar de ce scrie Sprite? Iau spata. Cum așa? Ați luat la butoi? Da, am luat la butoi. Kvas la butoi, de muș, ce fel de Sprite? Uș, Fanta, ce fel de Fanta? Neagră. Inversata, șocata, Fanta neagră. Fanta neagră, Dani. Eu mă duc să mă schimb de această rochiță, să-mi iau o haină așa mai lejeră. La mamica să văd ceva. Hai, treci.
Noi la bunicuța am mâncat și acum ne aducem acasă. L-am pierdut pe Ernuț și pe tăticu. Albert, dar unde-i tăticu, mam? Iată, Albert vine. Dar unde este Ernest? Noi vreau să ne ducem acasă să dormim și după... Ne ducem la fotbal. Da. Adică eu nu mă duc, se duc ei. Unde sunt băieți? Descuiați mașina sau mașina descuiați, dar așa e de cald. Lori, mai vine la bunica să mâncăm tort. Miela, deci tort, mami. Iată, tata îl petrece pe bunelul la casă. Ce flori frumoase aici la bunica. Îți place florile, mamec? Înainte de a mânca tortul, propun să-l fotografiem. Hai! Cameraman este Miriam. Eu aș fi tăiat o felie ca să vadă o secțiune. O să tăiem. O să tăiem. Dă-i fotografia. Acest tort Cătălina l-a făcut, dar e foarte bun. Noi am mâncat ieri. Ieri am mâncat încă unul. Cristina, a intricat.